Așa se face treaba cu porumbelul pe spate. Hai, spune-l acolo să dea un like. Multe, multe like-uri pentru clipul de astăzi. Bravo, bravo. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să vă învăț, sau o să încerc să vă învăț, să vă arăt cum se poate dresa un pui de porumbel. În primul rând o să vă arăt cum se poate hrăni un pui de porumbel care, să spunem că a rămas orfan sau pe care l-ați luat de la cineva, l-ați cumpărat și încă nu știe să mânce foarte, foarte bine singur, deși în volieră sunt și alți porumbei. Am de față un pui de jucător pe roșu, după cum ați văzut. E un pui pe care l-am primit acum câteva zile de la un băiat. Porumbelul acesta, deși zboară, nu este încă dezvoltat foarte, foarte bine. Încă mai are ciulee pe la pene. Deci el, deși zboară, nu zboară foarte, foarte sus, ca să putem spune. Deci e un porumbel care merge foarte ușor dresat. De ce? Pentru că îl putem dresa în momentul în care îl hrănim. Orice pui, ca exemplu, de porumbel sau chiar și un porumbel sălbatic, un gușciuc, o turturică, se poate hrăni în modalitatea în care o să vă arăt eu. Poate sunt mai multe modalități, de fapt sunt mai multe, dar pe asta eu o știu de când eram încă mic, de la bunicul meu. Și așa am hotărât să fac și cu puiul ăsta, fiind puiul încă tânăr și nu poate să mânce încă singur. De fapt mănâncă, dar nu foarte mult și încă cere de la cineva să-i dea să mănânce, mai exact de la mine. Așadar, o să vă prezint puțin porumbelul, pentru că nu cred că l-ați văzut foarte bine. Deci este un jucător cu două moțuri, el deja încearcă să caute să mănânce în momentul în care face așa. Și prin intermediul hrănitului puteți să vă ajutați de lucrul ăsta și să-l dresați. Cum? Mutându-l dintr-o zonă în alta și învățându-l să vină la fluieratul vostru sau la un anumit zgomot, să-i spunem, voi dați puțină mâncare, iar îl duceți, iar îl lăsați să vină să zboare pe o distanță scurtă și din ce în ce mai lungă. Făceam chestia asta când aveam 12 ani, dacă mă credeți, făceam lucrul ăsta cu diferiți porumbei pe care îi luam de la bunicul meu, pui de porumbel mai exact. Puteți hrăni pui de porumbel în momentul în care deja au, să zic, undeva la vreo 10 zile sau poate chiar mai mici. Ideea este că în primele zile de viață, prima săptămână mai ales, sunt ceva mai firavi și nu pot fi hrăniți la mână. Trebuie un fel de lăptic special pe care îl dau porumbei adulți puilor, la fel ca e un fel de lapte, să-i spunem, adică se hrănesc cioc în cioc puiul. Așadar, eu o să am acest porumbel, o să punem aici cadrul, se aud și caprele pe fundal și o să vă arăt exact ce fac. Ia spune, ce vezi? Puiul deja cere de mâncare, în momentul în care face așa, înseamnă că e foame, sau deși are gușa plină, el tot va face așa, pentru că este în instinctul lor, fiind mici. Pe dedesubt se vede, încă mai are tuleie, nu i s-au dezvoltat foarte bine penele, poate zbura, dar obosește foarte repede. Am pus aici niște, nu cred că se observă, am pus niște apă, iar în apă am pus niște boabe de grăunțe și de floarea soarelui. Și porumbelul, instinctiv, la fel ca și atunci când îl hrănesc părinții lui, vine să ceară de mâncare, adică la mâna mea. Eu dacă îi țin din mână, el încearcă să imite, dar dă mai mult pe jos. Uitați-vă, se observă că reușește cât de cât să o ia în ciup, dar mai greu să o mestece, adică să o înghită. Dar cea mai bună modalitate, de ce le-am înmuiat? Pentru a aluneca mult mai ușor pe gât. Luăm o boabă, îl apucăm în poziția asta puțin, deși pare brutal, nu este absolut deloc, și o băgăm ușor pe gât. Și așa facem cu tot mai multe boabe. La fel și cu floarea soarelui. Îl mai lăsăm și pe el să respire puțin, să ne înghită, în cazul în care se umple gâtul pe aici pe tracheie. Putem să-i facem așa ușor, să-l masăm și se duce tot în gușă. Observați că el acum încearcă să mănânce singur. Poate să mănânce, dar se chinuie foarte mult și fiindu-i foame,
E o modalitate foarte bună, după cum am spus, să îl putem dresa. Așadar, care e pasul următor? O să pun camera tot așa, puțin mai departe. El o să încerce să mănânce de acolo, dar cea mai bună modalitate este să-l învățăm să vină pe mână sau chiar pe noi unde vrem. El acum se uită atent la mâncare, dar dacă o să iau mâncarea de acolo, deci încercați să nu lăsați mâncarea la vedere. Nu vă imaginați că întotdeauna vine din prima, pentru că vreau să vă zic că am abia o zi de când lucrez cu el, de când încerc să-l văd. Acum a venit și... Trebuie să insistați întotdeauna și să-i oferiți, la fel ca și la căței, o recompensă. Hai, nu mai vrei acum. Te-am dat să mănânce. Deja l-am hrănit puțin și înainte și am mai făcut niște exerciții cu el, ca să zic așa, de zbor, fără a-i da de mâncare. Haide. Nu mai vrei? Uite! Uite aici! Hai! Putem să facem pe o distanță mai scurtă și din ce în ce mai mult să ne îndepărtăm. Am pus o mamă pe mână ca să o vadă, pentru că, după cum am spus, recompensa pentru ei e cea mai importantă. Ai reușit? Deci el o ține acum în ciup, dar cel mai probabil o va scăpa. Da, după cum am spus, e mai greu, pentru că este la început. Așa, da, și pe asta ai scăpat-o, îți dau floarea soarelui. Poftim! Îl voi pune în partea asta. Haide! E acolo? Nu vine! Vine deja pe mine, pe aici. Haide! A greșit direcția. A vrut? Hai! Hai! Haide! Deci, după cum am spus, în general porumbelul vine dacă e înfometat, atunci vine cel mai sigur. Plus că el e destul de mare. Dacă aș fi lucrat cu el de câteva zile, fiind abia la început, e puțin mai greu. Dar, întotdeauna, încercați să-i oferiți chiar de nu vine. Pentru că el așa, în modalitatea asta, se învață mult mai bine și vă poate cunoaște drept stăpân. Deci da, probabil în momentul ăsta nu vrea să mai vină, că deja este sătul. I-am dat să mănânce și înainte, după cum v-am spus. Și acum încă puțin. Da. La fel, o altă modalitate foarte bună, cum să-l hrăniți. Ia zi, nu mai vrei să vii, nu? Te-ai săturat. Ți-am făcut gușulița destul de plină. Apă bea singur, dar există cazuri de porumbei când sunt și mai tineri și mai mici decât ăștia și nu au aproape deloc, nici măcar nu pot să zboare. Modalitatea cea mai bună de a le da apă este din gură. Bine, sau să le bagi ciupul în ceva sau să le bagi apă cu o seringă pe gură. Dar mie când eram mic îmi plăcea să iau porumbelul, să iau apă în gură și să fac exact la fel cum făceau părinților, să îi bagă ciupul, da. După cum am spus, deci acum vii că nu te aștept, nu?
să bea apă direct de la mine din gură. Dar acum nu mai fac așa, e destul de mare, poate să bea apă și singur. Doar că ăia de acolo îl cam gonesc, fiind încă mic și proaspăt în volieră. Ceea ce vreau eu să fac în zilele următoare este să-l scot afară, dar vreau vreo două zile să mai lucrez cu el aici. Și la fel făceam asta, după cum am spus, și când eram mic, adică îl țineam pe mână, îl aruncam în sus și fugeam câțiva metri, după care el venea pe mâna mea. Nu o să fac asta, nu o să risc porumbelul ăsta pentru că este abia a venit și în momentul în care se va duce, ca exemplu, într-un copac sau pe casă, e posibil să îi fie frică să mai coboare cât aș fluiera eu la el, fiind încă cu ușa plină, probabil nu va veni. Așadar, vreau ușor să iau totul treptat și am să încerc să filmez în zilele următoare dacă o să reușesc să fac lucrul ăsta fără să pierd porumbelul. Dar cel mai probabil nu-l voi pierde pentru că o să încerc să-l învăț aici. Au venit și ceilalți afară. Deci, după cum am spus, asta e cea mai bună modalitate de a adresa un porumbel și de a-l hrăni. Principalul este să-l hrănești, nu să-l dresezi. Dacă ai un porumbel care a rămas fără părinți și are deja peste 10-12 zile, poți să-i înmoi grăunțe, floarea soarelui, grâu, ce vrei tu, îl înmoi în apă pentru a-l neca mai bine pe gușă, îl ții puțin, deci, de fălci în poziția asta, de fălci, de aici, de ciup, se ține, deci, cu aceeași mână, cam așa, se ține de aici, dacă observați, se ține în poziția asta și se deschide încet și introduce o boabă pe gât. Ideea e că nu trebuie să ai nevoie de două mâini, ci doar de o mână, pentru că el va sta pe ceva, tu cu o mână îi deschizi ciupul și cu cealaltă îl și hrănești. Sau, în momentul în care e foarte, foarte mic, după cum am spus, dacă știi și cauți pe internet, o să găsești cum să-i prepare mâncarea moale, digerată, să zicem așa, pasată, și cu o seringă poți să-i o bagi pe gât să-l hrănești, pentru că foarte mulți crescători fac asta când pățesc să fie răpiți de șoimi sau să nu mai vină acasă anumiți porumbei. Puteți să aveți grijă de porumbelul vostru. Voi mai încerca o dată să văd dacă vrea să vină acum. Nu mai vrea. E sătul. Mai mult ca sigur este sătul. Da, am zis că îi mai dau vreo două boabe. E bine să îi umpleți întotdeauna gușa, o dată dimineața, o dată seara. În momentul în care el deja cere, înseamnă că este foame. Deși gușa lui este plină, el tot va cere sau va da din aripi și va piui și va veni la tine de spui că te pupă, pentru că este în instinctul lor, fiind încă pui. Deci, ia uitați-vă cum pupă un porumbel acum. De pup. 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 Te scormonește. Nu nas. Deci, cam asta e cu porumbei, cum puteți să hrăniți un porumbel și să încercați să-l dresați. Ușor, ușor, cu hrană, îl duceți cât mai departe, îl chemați să vină și așa mai departe. Asta a fost și clipul meu pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați la canalul meu pentru și mai multe videoclipuri. Cam atât. Numai bine!